Drumul care leagă comuna Rogova de Poroina nu a fost asfaltat niciodată. Locuitorilor din zonă parcă nici nu le vine să creadă că peste puțin timp gropile din fața porților vor dispărea, iar în locul lor va fi turnat asfalt. Am 73 de ani, n-a fost asfaltat niciodată. Dacă câțiva ani în urmă am crezut că e un vis, ia câte că visul s-a realizat. Porțiunea de 3 km de drum care leagă comuna Rogova de Poroina va fi complet asfaltată în mai puțin de 10 zile. Președintele Consiliului Județean a verificat personal modul în care se desfășoară lucrările. Aș vrea să tragem cât mai repede ca să profităm de zilele ăștia frumoase, să nu ne trezim că scădem sub 5 grade să nu mai putem turna. Am venit să mă conving că se lucrează cu toate forțele, avem foarte multe puncte de lucru în județ și vrem să profităm din plin de aceste zile frumoase de noiembrie. Lucrăm pe toate punctele de lucru la capacitate maximă. Am terminat cu terasamentul, cu lucrările de artă. Presupunem că o să terminăm în curs de o săptămână de zile. Se toarnă primul strat de asfalt, respectiv binderul, urmând ca în 2-3 zile să venim și cu stratul de uzură. Costurile investiției se ridică la aproape 1 milion de lei. Banii provin de la Guvernul României. Ce vedeți aici este politica Partidului Democrat Liberal. Între oameni, pentru oameni. Alături de nevoile lor și la solicitările pe care le primim de la ei. Este un eveniment foarte important și acest drum n-a fost niciodată asfaltat. Ținem să mulțumim domnului președinte Marius Bălu și domnului Andrei Sănișoară, care este vicepreședinte pe Colegiul nostru 4. De-a lungul timpului, când județul era condus de alte formațiuni politice, oamenilor li s-au promis multe, dar în final nu au primit nimic. Astăzi, cred eu, încep să facă diferența între promisiuni și realitate. Modernizarea comunei Rogova nu se oprește aici. În scurt timp va începe extinderea rețelei de apă potabilă.